Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se schimbă lucrurile într-un ritm îngrijorător. Mai nou am aflat că se face aromă de vanilie din peturi. Peturi de plastic. Eu vă zic că o să ne fie dor de mici din mazăre. În câțiva ani o să spunem: ne poate, păi pe vremea mea am mâncat mici din carne. Adevărată. Da, da, da. Deci aromă de vanilie din peturi. Oamenii de știință de la Universitatea de Edinburgh, Scoția, au găsit o modalitate de a face aromă de vanilie din deșeuri de plastic, pentru că scoțienii sunt mereu zgârciți. Da. Și la ei nici nu crește vanilia. Vanilina este extrasă în mod natural din păstrăile de... Valirie. Valirie, da. Dar ea poate fi obținută, iată, și pe cale sintetică. Din mazăre. Nu știm de ce. Băi, dar cum? Din mazăre faci orice. Frână, stați puțin. Frână. Cum au ajuns oare să facă mici din mazăre? Cum s-au gândit? Adică din soia, așa, să mănânci ceva proteină vegetală care înlocuiește proteina... Păi numai că acolo animală, da. Are logică. Să renunți la carne, oamenii au vrut să fie mai... Numai de cercetătorul la momentul în care i-a venit ideea. Băi, să fac mici din... Să nu fie din carne, să fie din ce? Din ce să fie? S-a uitat în jur. Poate îi făcea nevastă sa mazăre. Îi făcea mazăre prea multă acasă, da. Și la un dat a zis: băi, să scap de mazăre. Hai, gata, uite, fac mici din ea. Și hamburger. Bun, deci, se extrage mon natural din păstăile de... Vanilie. Vanilie. Dar ea poate fi obținută și pe cale sintetică, ci că 85% din vanilina produsă la nivel mondial e făcută din substanțe chimice derivate din combustibili fosili. Super. Practic ca parizerul, numai da, că... și crem buștic. Deci din benzină? Din petrol? Din țiței? Cum să faci asta? Altfel, cererea pentru vanilină este în plină creștere. E penurie de creșminituri. Domnișoară, creșminit, am cerut mie creșminit să-mi dați. Metoda cică, scrie spotmedia.ro, presupune mai întâi descompunerea polietilenului tereftalat, din care sunt făcute de obicei butelile de plastic, în acid tereftalic. Ai înțeles, da? Da. Care are o compoziție chimică logic foarte asemănătoare cu cea vanilinei. După care cercetătorii folosesc bacterii E. coli modificate genetic pentru a transforma în jur de 79% din acest acid în vanilină. Și voi vă temeți de vaccin. Adică... Bună asta, da. Pă bune! Serios? Deci vă îngrămădiți la cornuri și creșnituri făcute din alați și cu bacterii E. coli modificate, dar nu o facem vaccinul, că vaccinul are nu știu ce în el. Eu cred că dacă bagi vanilie de asta, nici nu se prinde vreun virus de tine. Exact. E mult mai sigur decât vaccinul. Da. Pe mine oricum mă fascinează partea științifică a problemei. Sunt convins. Cum le-o trece sora în cap, tu îți dai seama? Da. Ia dă-mă o bacterie E. coli, dar dă-mi-o pe aia modificată, nu mi-o da pe aia bună, că aia nu. Ia să o bag în acid teftrap, de la, dar mai întâi trei niște butelcă de plastic până el, să vedem ce pățește. Și a pățit vanilie. Ia uite vanilie, tată. Dar numai 79% din acest acid se transformă în vanilină. Din restul fac ciocolată. Ceea ce înseamnă că cercetătorii lucrează la o metodă prin care să crească acest procent. Deci e o lăcomie incredibilă. Bă, obții 80% vanilină din nimic. Din plastic și bacterii de E. coli. Nu e, vrem mai mult. 79% e prea puțin. Cum e posibil? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.